Hei, salutare prieteni! Începem astăzi un video cu toți frățiorii frumoșicăi de la Ferma Grădina Bio. Vă salut eu pe toți cei care urmăriți canalul Ferma Grădina Bio. Filmulețul acesta o să-l facem pentru canalul respectiv cu o parte din urecheații mei. De data asta am nimerit și eu blitzul la telefon ca să nu mai am reclamații din partea lui Cosmin, pentru că se vede nu știu cum. Nu mai filmez iepurași negri pe întuneric, cum ar spune el, dacă eu unul nu folosesc foarte mult camera video. Bineînțeles că a ieșit primul video așa cum a ieșit. Hai să trecem și la prichindei. S-au mai mărit și ei. Acum cred că îi puteți observa ceva mai bine. Mama lor, o frumusețe neagră, cum nu-i place lui Cosmin, bineînțeles. Am ales ora asta să-i filmez înainte de a-l da să mănânce, unora dintre ei, la cei micuți, bineînțeles, că am dat, nu m-a lăsat inima să-i țin așa. Aici avem și un masculaj pentru Robert, în cazul în care ne urmărește el, îl vede că e aici, nu l-a furat nimeni. Și bineînțeles că aici are și femeluța, e pe undeva, pe aici. Pentru că, sincer să fiu, nu mai recunosc acum, va trebui să o verific din nou. Un cuib de 10 iepurași. La fel, nu le-am dat nimic, normal sunt călare pe mine în timp ce filmez. E, am pus o mică pauză la filmare și le-am adus puțină lucernă, pentru că i-am văzut puțin nerăbdători să primească și nasurile lor ceva. Ideea videoului de astăzi era cu totul alta. Vroiam să discutăm despre modul în care abordează posesorii de iepurași, viitorii posesori de iepurași eventual, și eventualii clienți. Aici avem război în rândul celor patru, pentru că e goală trocuța lor cu mâncare. Mă mai gândesc dacă vă dau ceva sau nu la nasurile voastre. Aici avem trei femeluțe ceva mai liniștite. Vorba vine. E greu cu liniștea asta. Personal nu i-am separat și nici nu-i separ decât în momentele în care încep bătăile mai serioase între ei. Interesul meu e să socializeze, să se înțeleagă între ei cât mai mult. Și revenind puțin la subiectul de astăzi, prețul unui iepuraș. Un subiect care cred că ar interesa prea mulți dintre voi, și anume de ce se ridică atât de mult valoarea unui iepuraș și nu poate fi mai ieftin și nu e mai accesibil și nu poate fi achiziționat de oricine sau la îndemâna oricui. Pentru că nu știu câți dintre voi știu, dar costurile de întreținere a unui iepuraș pentru a-l aduce la nivelul de vânzare sunt destul de ridicate. Chiar dacă mulți dintre voi ar spune, o, da, ce, e simplu, le dăm resturi de mâncare, ce rămâne de la bucătărie, două paie și cam atât. Ei bine, nu e chiar așa. Pentru a avea un iepuraș de calitate trebuie furajat corespunzător, trebuie vitaminizat și eventual, în cazul în care are ceva probleme, tratat pentru a oferi clientului un iepuraș complet sănătos. Tocmai de aceea nu poți achiziționa un iepuraș de rasă cu 50 de lei. Zilele trecute primisem un mesaj
care am fost întrebat dacă pot să las unul din iepuraș la 50 de lei. Ei bine, nu pot. Personal, chiar nu am cum. Iar de donații, în cazuri speciale, nu am nicio problemă, dar cazurile speciale sunt stabilite, bineînțeles, de mine, nu de altcineva. Continuăm și revenim la ideea de bază cu ceilalți iepurași care sunt afară. Te prezentăm și găinile. Toate că nu pun eu accent foarte mult în videourile mele pe rațe, găini și celelalte animale. Revenim la ideea unui iepuraș cu 50 de lei. Ei bine, din punctul meu de vedere nu se poate. Așa cum nu pot să achiziționez eu un iepuraș cu 50 de lei, din respect pentru munca tuturor, pentru că știu foarte bine ce înseamnă să crești un iepuraș, cu atât mai mult, nici nu pot oferi un iepuraș cu 50 de lei. De ce? Iepurașul, pentru a ajunge la o anumită vârstă, are nevoie de multe. Personal am în jur de 50 de iepurași. Și ideea acestui video mi-a venit după ce am desfăcut un balot de lucernă și am observat că imediat după ce l-am desfăcut, s-a consumat aproximativ 3 sferturi din el. Deci, un balot la 2 zile de lucernă. Dacă faceți voi un calcul cam câți baloți de lucernă se consumă, câți baloți de paie se consumă, pentru că iepurașii din rasa berbec german au nevoie de strat suport, deci nu pot sta doar pe scândură, au nevoie de paie totodată. Și apoi, estimați voi, de parazitări, vaccinuri împotriva bolii hemoragice, împotriva mixomatozei și tot așa. Și după ce vă dă un rezultat, calculați voi dacă e ok 50 de lei pentru un iepuraș sau nu. Eu zic că nu o să vă iasă, pentru că vă ridicați cu costurile la mult peste 50 de lei. Și noi, ca și crescători, nu am avea niciun avantaj în cazul în care vă oferim acel iepuraș așa. Da, o corcitură sau eventual un iepuraș crescut cu orice tip de furaj, plus fără deparazitare, fără vaccinuri, posibil să iasă la prețul respectiv și îl puteți achiziționa din piețe sau mai știu eu de unde. Dar la orice crescător ați merge acasă, puteți fi siguri că nu veți achiziționa un exemplar reușit cu 50 de lei. Știu că mulți dintre voi, da, mă aprobă și cocoșul din câte se pare, e de acord cu mine. Știu că mulți dintre voi și-ar dori exemplare cât mai frumoase, cât mai sănătoase și de rasă pură cât se poate, dar la prețuri minime. Ei bine, revenind la ideea de 50 de lei, cam ce furaje ar trebui să folosim în alimentația lor pentru a merita prețul respectiv? Mă gândesc eu așa că nu pot ține iepurașul pe coajă de mămăligă sau mai știu eu ce alt rest din bucătărie, coș de cartofi în niciun caz se exclud complet, nici măcar cojile de morcov nu le prea dau iepurașilor mei. Acum fiecare își furajează exemplarele după bunul plac, doar că bunul meu plac își dorește ca iepurașii mei să fie sănătoși, să beneficieze de mâncare bună. Îmi place cum stă mucoșenia asta, mă rog, cu granurile alea, cu cerealele la nas. Nu-i nimic, se curăță ea. Se pare că a luat-o cu strănutul, pentru că zilele astea, ba, a fost cald, ba, a fost frig, ba, a fost cum a fost vremea.
Și revenind, ce să vă spun? Consider că nu și-au rost discuțiile în privința prețului cerut de un crescător, în cazul în care nu sunt nesimțite, bineînțeles. Mă tot învârt pe exemplarele astea pentru că aici am un masculaș pe alb complet pe care mă bazez anul ăsta din toamnă-iarnă și alături un masculaș care nu pot să cataloghez culoarea decât eventual alb-gri, îmi dau seama, nu are o zonă anume unde are doar gri sau o zonă anume unde are doar alb, dar are, e cu mantie în schimb. Pot spune, dar e purtător de albastru și sper să scoată puieți frumoși. După cum îl vedeți, s-a și întors, cam asta ar fi culoarea lui. Dacă știe cineva ce culoare e purașul acesta, îl rog să lase un comentariu. Mi-ar fi foarte de folos. Toți iepurașii stau cu spatele la mine, nu vor să vorbim, astăzi nu vorbim. O femeluță de aproximativ 5 luni și ceva, 6 luni chiar. Baza pentru toamnă. Și mama celor 10, care au fost 12 ridicați, și citind totodată în comentariile lui Cosmin de pe canalul Ferma Grădina Bio, nu mai țin minte cum numele celui care comentase că ar trebui încercați puii la o lună de zile. Ei bine, această femelă a ținut puii 2 luni și o săptămână, cei 12 pui, care au fost destul de mari. Tot ce am făcut eu a fost să-i elimin peretele dintre două cuști și să îi aloc mai mult spațiu ei și puișorilor. Țin să menționez că după 2 luni și aproximativ o săptămână, chiar 2, am adus-o aici afară să stea și ea liniștită, dar timp de aproximativ 3 zile a fost puțin stresată, pentru că se obișnuise cu puiuții ei și nu prea i-a convenit situația când am adus-o afară. Acum fiecare crescător înțarcă pui la ce vârstă îți dorește și pentru ce anume își dorește iepurașii respectivi. Eu prefer să-i las minim 2 luni împreună cu mamele lor. Aici avem porcul, femela care a adus pe lume pe frumușica și frații ei de cuib pe care i-am filmat anterior. Am încheiat puțin brusc subiectul cu prețul iepurașului și costurile de întreținere a lui până a ajunge la vânzare, pentru că aș prefera să văd opiniile voastre și totodată o să am grijă să vă răspund în comentarii cu păreri pro sau contra a ceea ce aveți să-mi comunicați. Totuși, ca și idee de final pentru a încheia acest video, cred că ar trebui să apreciem mai mult munca crescătorilor și să estimăm la un preț corect exemplarele lor, pentru că personal consider că cineva m-ar lua în râs în momentul în care vine și îmi cere un exemplar la un preț de nimic. Și personal, cred că l-aș lua înapoi, în râs totodată, cu un răspuns sec sau la mișto. Și nu ajungem la niciun rezultat benefic niciunui dintre noi. Tocmai de aceea am încercat să deschid subiectul cu prețul unui iepuraș, pentru a vă ajuta pe unii să
priviți lucrurile puțin altfel. După cum vedeți, se face și risipă. Deci nu pot estima că un iepuraș mănâncă 1 kg, 2, 3 kg de granule și cereale într-o lună, pentru că mare parte dintre ele ajung pe jos, pe sub puști și tot așa. Doar că la noi se reciclează, tocmai de aceea avem găinile aproape, așa că nimic nu se pierde. Totuși, în anumite condiții, există și risipă și pierderi și totodată. Costuri ridicate de întreținere a iepurașilor. Bun, eu vă mulțumesc pentru vizionarea clipului. Sper să vă placă iepurașii mei. Și până la o nouă revedere, reauzire, toate cele bune, să auzim de bine și țineți aproape canalul Ferma Grădina Bio.